Au fost centralizate rezultatele simulărilor examenelor naționale, iar în județul Dolj, procentul de promovabilitate este în creștere față de anul trecut. Din păcate, sunt mai multe instituții de învățământ care au obținut rezultate dezastroase de 0% promovabilitate sau puțin peste această cifră. Acestea urmând să intre într-un proces de monitorizare. Pe parcursul acestei săptămâni și în urma discuțiilor cu directorul în ședința de miercuri, vom stabili număr de unități în funcție de rezultatele obținute la această simulare. Dacă anul trecut am monitorizat unitățile care au avut sub 20% procent de promovare și în acest an probabil că procentul de monitorizare a unităților tot sub această cifră se va situa, pentru că nu sunt puține. Și activitatea la nivelul inspectorat este destul de complexă. Noi deja ne aflăm într-un proces de monitorizare a tuturor unităților de învățământ prin inspecție tematice, inspecție generale, inspecție de specialitate, prin graficul de monitorizare și control anual. La clasa a 12-a, din cei 3.368 de elevi prezenți, 40,56% au obținut medii peste 6, iar la clasa a 11-a, din cei 3.406 elevi prezenți, 33,24% au obținut note peste 6. Pe primul loc se clasează Colegiul Național Frații Buzești cu 87,50%, pe locul al doilea Colegiul Național Elena Cuza cu 80,89%, pe locul al treilea și are o creștere față de anul trecut este Colegiul Național Pedagogic Ștefan Belovan, are 75,10% procent de promovabilitate față de 59,28% anul trecut. Avem într-adevăr licee și cu un procent de promovabilitate de 0% și vorbim de Colegiul Ștefan Micu Calafat, de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, de Liceul Tehnologic Constantin Ianculescu Cârcea, Liceul Tehnologic George Bibescu, inginer Ionete Aurelian Malu Mare și Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova. La clasa 8-a s-au obținut 53 de note de 10, 20 la limba și literatura română și 43 la matematică. Primele locuri ocupate, așa cum am amintit, școala gimnazială Gogoșu cu 100% promovabilitate anul acesta, anul trecut 0%, dar și la școlile următoare, clasate pe locul 2, 3, 4, unde procentele de promovabilitate sunt cu cel puțin 10% mai mari decât anul trecut. Și aici amintim școala gimnazială Traian pe locul 2, pe locul 3 Colegiul Național Frații Buzești. Ultimele clasate, anul acesta avem doar două unități școlare cu 0% procent de promovabilitate față de anul trecut, unde procentul a fost de 0% în 4 unități școlare. Și aici amintim cu 0% școala gimnazială Catane anul acesta și școala gimnazială Petre Mănărcescu Lipovu, 0%. Pe tot parcursul desfășurării probelor scrise au fost 18 elevi eliminați din timpul examenului.